Bună ziua, numele meu este Eduard, sunt Data Analyst în cadrul companiei BT Provider și astăzi o să învățăm cum să realizăm măsuri dinamice, astfel încât atunci când schimbăm o măsură să afișăm informațiile de tip profit ratio, procentaj sau cantitate sau vânzări absolute. Pentru acest lucru o să deschidem un nou dashboard, un nou workbook și o să realizăm un parametru și o să-l numim measure și o să-l punem integer și o să facem trei categorii de măsuri, o să le punem integer și o să le realizăm astfel încât să fie afișate sales, QT de la cantitate și profit ratio. Ok. Să afișăm parametru și acum o să realizăm un câmp calculat și o să spunem display no, dynamic measure case de measure when 1 then sum of sales when 2 then sum of QT cantitate și profit ratio when 3 then sum of profit împărțit la sum of sales. Ok. Să aducem și end-ul. Avem a de. Ok, și acum o să aducem splituit by products la nivel de subcategorie. Și o să aducem câmpul calculat, dynamic measure, pe coloane. Și vedeți acum și pe text și culoare. Vedeți că dacă mergem pe sales avem vânzările, pe QT cantitatea și profit ratio avem valoarea. Pe profit ratio o să trebuiască să înmulțim cu 100 pentru a afișa un procentaj. Ok. Iar acum o să mai realizăm două câmpuri diferite. O să le numim prefix și sufix. Așa, o să facem la fel cu un case. When 1 then dollar when 2 then nu o să punem nimic și when 3 then nimic. Ok. And o să le facem un duplicate. Și o să-l denumim sufix. Fix. Și o să ștergem dolarul. Iar pentru cantitate o să punem un Q. Pentru cantitate dau un Q. Să lăsăm și un spațiu. Iar pentru procentaj o să punem un procent. Și o să vedem imediat cum arată. Le punem pe text. Amândouă. Și le edităm din text astfel încât prefixul să fie primul și sufixul ultimul. Ok, și acum puteți să vedeți că dacă suntem pe profit ratio avem procentaj, dacă mergem pe QT avem cantitate, putem să edităm astfel încât să punem ce vrem noi, iar pe sales avem moneda în care au fost vândute. Sper că v-a fost util acest skill pill, ne vedem săptămâna viitoare. Weekend plăcut!